Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 30 mai 2021. Cum să te comporți cu persoanele dificile? Întoarce-i și celălalt obraz. Matei 5, versetul 39. Mântuitorul ne-a învățat în predica de pe munte, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. În vremea Domnului Iisus, societatea era construită în jurul rușinii și onoarei. Mâna stângă era considerată necurată. Ea nu trebuia folosită pentru a mânca sau pentru a lovi. Deci, o lovitură peste obrazul drept se făcea cu dosul palmei. Era o modalitate de a insulta public pe cineva. O lovitură dată cu dosul palmei era ceva ce se făcea numai cuiva inferior din punct de vedere social, cum ar fi un sclav sau un copil. Deci, când cineva te insultă, ce ar trebui să faci? Lumea se așteaptă la unul din următoarele două răspunsuri. Răzbunare sau lașitate. Dar Domnul Iisus ne învață că siguranța și onoarea noastră se află în mâinile Tatălui nostru Ceresc. Așadar, acum putem deveni creativi. O posibilitate ar fi să întoarcem celălalt obraz. Dușmanul nostru nu ne poate lovi cu dosul palmei drepte peste obrazul stâng. Fie trebuie să se lupte cu noi ca un egal, ceea ce nu va vrea să facă, fie trebuie să găsească o modalitate non-violentă de a rezolva conflictul. Prin urmare, cine ajunge să te insulte? Palmele iau deseori forma unor remarci ironice, aluzii răutăcioase și afirmații jignitoare. Ideea pe care o ai la locul de muncă este ignorată, acasă ești acuzat pe nedrept, o rudă te critică. Care este primul tău instinct? Răzbunare? Teamă? Sau ambele? Cu Duhul Sfânt care te ajută, există o nouă posibilitate. Nu fugi, nu te ascunde. Nu lovi la rândul tău. Înfruntă cealaltă persoană cu onestitate și tărie. Fii creativ, răbdător și activ. Lucrează cu dragoste în direcția reconcilierii. Acesta este motivul pentru care Biblia numește viața creștină o alergare pentru premiul ceresc, cum scrie în Filipeni, capitolul 3, versetul 14. Așadar, data viitoare când cineva te supără, comportă-te contrar așteptărilor. Și fă asta chiar azi.